Sezonul estival se apropie și odată cu el ne invadează și țânțarii. Sunt mai multe metode de a-i combate, spray-uri, creme, pastile, etc. Însă ceea ce au descoperit oamenii de știință recent le întrece pe toate. O anumită muzică le vine de hack insuportabilelor insecte. Sunetul în general este crucial pentru reproducerea, supraviețuirea și menținerea populației multor animale. Cercetătorii au supus adulții din specia cunoscută sub numele de țânțar de febră galbenă muzicii electronice, pentru a vedea dacă ar putea funcționa ca un repelent. Piesa se numește Scary Monsters and Nice Sprites și este semnată de Skrillex. Melodia a fost aleasă datorită combinației de frecvențe foarte mari și foarte scăzute. Oamenii de știință au declarat că apariția activității de hrănire cu sânge a fost mai mică în timp ce muzica era redată. De asemenea, țânțarii expuși cântecului au participat în activități sexuale mult mai rar decât țânțarii care nu au ascultat muzică. O astfel de muzică poate întârzia așadar atacul gazdelor și oferă noi modalități de dezvoltare a măsurilor de protecție personală bazate pe muzică și de control al bolilor cauzate de Aedes.